După ce au refuzat o vizită a președintelui german Frank-Walter Steinmeier la Kiev, oficialii ucraineni au făcut o invitație Germaniei. Chiar dacă nu-l doresc pe șeful de stat, ucrainenii vor să-l primească totuși pe cancelarul Olaf Scholz. Mai mult, consilierul prezidențial ucrainean a declarat că președintele Zelenski nu a avut intenția să insulte Berlinul, în vreun fel, prin acest refuz inițial. Vizita cancelarului german ar trebui, în viziunea ucraineană, să se concentreze asupra modului în care Germania poate ajuta Kievul cu arme grele în lupta împotriva Rusiei. Ambasadorul Ucrainei a precizat deja la sfârșitul săptămânii trecute că o vizită a cancelarului Scholz este așteptată la Kiev. Prezența președintelui Steinmeier rămâne însă nedorită. Această respingere a Ucrainei față de șeful de stat al Germaniei se datorează relațiilor sale pozitive cu Rusia din ultimii ani. Chiar dacă Steinmeier a declarat marți că a planificat să viziteze Ucraina împreună cu alți șefi de stat, a fost refuzat de reprezentanții de la Kiev. Deplasarea urma să fie făcută împreună cu președinții Poloniei și ai statelor baltice. My colleague and friend, Polish President Andrzej Duda, recently suggested that the two of us, together with the presidents of Estonia, Latvia and Lithuania, travel to Kiev to send a strong signal of joint European solidarity with Ukraine. I was ready to do that, but apparently that was not wanted by Kiev, and I have to acknowledge that. Consilierul președintelui ucrainean Oleksii Arestovici a explicat refuzul și a susținut că intenția Kievului nu a fost să insulte Berlinul și au dorit în schimb ca Olaf Scholz să vină și să discute despre o nouă livrare de arme. Cred că argumentul principal a fost diferit. Președintele nostru așteaptă cancelarul pentru ca el să poată lua decizii practice directe, inclusiv livrări de arme. În ultimele săptămâni, președintele Germaniei a fost criticat dur pentru presupusa sa lipsă de fermitate față de Rusia în contextul războiului din Ucraina. Chiar dacă Frank-Walter Steinmeier nu va ajunge în Ucraina, alți șefi de stat europeni sunt deja în drum spre Kiev. Președinții Poloniei, Lituaniei, Letoniei și Estoniei s-au deplasat în capitala ucrainiană pentru a se întâlni cu președintele ucrainean Zelenski.